Salutare! Sunt Florin Grozia și ăsta e un vlog mai pasional, că m-am enervat un pic. Aud deseori la artiștii aflați la început de drum sau cei care sunt în underground frazele următoare. Eu merit mai multă promovare. Se promovează numai muzică proastă în România. Sau eu merit să intru pe radio, nu prostiile alea care se difuzează acum. Sau eu merit un contract tare de tot, pentru că eu sunt talentat, pentru că eu am voce, pentru că eu am muncit, pentru că eu fac muzică bună. Hai să fie clar din start. Tu nu meriți nimic din oficiu. Nimeni nu merită nimic din oficiu. Dacă vei primi ceva de valoare, este pentru că ai făcut ceva care oferă valoare. Dar dacă muzica ta are valoare sau nu pentru alții, pentru case de discuri, pentru radiouri, pentru blogări, pentru impresari și așa mai departe, asta nu o hotărăști tu. Și în niciun caz nu e nimeni dator să-ți ofere ție nimic doar pentru că tu existi, doar pentru că tu ești talentat, doar pentru că tu faci muzică bună. Cine vorbește cu mine pe e-mail știe că răspund la fiecare e-mail pe care îl primesc de la artiști, fie că e un copil de 8 ani care are un demo pe YouTube sau o piesă sau un album de la o trupă pe care o respect, pe care o admir. Le răspund tuturor și spun ceea ce cred poate ajuta pe cineva. Le spun cu ce pot să te ajut. Răspunsul este de obicei, ajută-mă să mă promovez. Muzica mea merită atenția oamenilor. Majoritatea artiștilor vor promovare, vor contracte cu case de discuri, vor să intre pe radio, dar de obicei stau și așteaptă, ca și cum muzica lor, doar pentru că există undeva pe hard disk sau undeva un link pe YouTube, ar merita din oficiu să fie promovată și recompensată și dusă în topuri și mamă, succes, nebunie. Încă o dată, nu merit nimic din oficiu. Știi ce? Nu vorbesc doar de artiști acum, vorbesc despre alți oameni din jurul meu. Aud mereu, meriți și eu o vacanță. Chiar meriți o vacanță? Gândește-te un pic. Ai muncit destul anul acesta încât să pleci liniștit în vacanță? E o întrebare pe care ar trebui să ți-o pui singur, să te gândești. Și cred că ar trebui să-și o pună toată lumea. Aud mereu, merit o mărire de salariu. Chiar meriți acei bani în plus? Ai adus anul acesta mai multă valoare firmei la care lucrezi încât meriți acea mărire? Sau ai stat mai mult pe Facebook la o bârfă, așa, 6-7 ore din 8 de program? Sau te-ai uitat la Games of Thrones? Sau te-ai dus la meciuri? Sau ai băut o bere cu prietenii în loc să citești și să te educi și să devii mai bun în ceea ce faci? Sau ai stat mai mult la țigară afară, în fața biroului, decât să muncești pentru ceea ce ești plătit? Chiar meriți mărirea asta de salariu? Sincer. Revenind la artiști, majoritatea artiștilor underground, nemulțumiți de situația lor, majoritatea se plâng și arată cu degetul spre radiourile rele, către case de discuri malefice, relațiile ascunse din industria muzicală. Ei spun, noi merităm mai mult. Stai un pic. Și eu am fost în situația asta și dacă critic în acest moment atitudinea asta, o critic și la mine. O poveste scurtă despre începuturile noastre ale trupei Haikyuu. În 98, cred, poate 99, am ajuns cu un CD demo la Dan Popi, care e patronul cele mai mari case de discuri din România și atunci era cea mai mare și acum a rămas cea mai mare, Kid Music, și am fost refuzați. Îți dai seama că m-am simțit trădat. M-am simțit nedreptățit. Eu, care muncisem atât de mult la acele piese, eu, care investisem în studio de calitate, pusesem banii din alocații, plătisem instrumentiști, făcusem CD-uri de promovare. Eu, care meritam față de alții, eu meritam un contract cu casa de discuri. Știți, nu? Eu nu meritam nimic în acel moment. Iar Dan Popi avea dreptate, ăla era un album slab. Erau niște piese slabe. Peste 3 ani aveam niște piese atât de bune, încât acel album a fost semnat de casa de discuri în niște condiții foarte bune. Și a scos 3 number one-uri naționale. Am vândut cu acele melodii, cu acel album, peste 100.000 de unități în următorii ani. Am primit valoare și am fost tratat cu respect atunci când am oferit și eu valoare. Nu atunci când credeam că merit din oficiu și eram un artist frustrat și autosuficient. Dragi artiști, nu meritați nimic din oficiu. Trebuie să câștigați acel contract, acea relație, acea difuzare, acea promovare. Iar voi ceilalți care credeți că meritați o vacanță, întrebați-vă sincer, ați muncit îndeajuns de bine și ați adus valoare îndeajuns de mare pentru ca să luați o vacanță?
Mă tot gândeam screen pentru vlogul ăsta la persoanele care din viața mea pe care le cunosc, care au oferit într-adevăr valoare lor, companiilor, societăților anul ăsta. Și chiar mă gândeam, deci oameni care au făcut lucruri extraordinare anul ăsta și care ar merita o vacanță. Și mi-am dat seama că exact acei oameni nu vor o vacanță. Ei vor să facă lucruri extraordinare în continuare. Uite, acum am picat fisa. Poate asta e secretul. Orice faci, fă cu pasiune și oferă valoare, creează valoare. Apoi nu vei mai simți probabil niciodată nevoia de a primi ceva moca, doar pentru că în capul tău tu crezi că meriți.